Bună, dragilor, sunt Aurora. Bine v-am regăsit la podcastul Ascultă o poveste. Astăzi ascultăm povestea cu Division, Craiul Șerpilor. Tot o poveste românească. Era odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Cuvântul din poveste că de acum mai mândră este. Era odată doi păcurari pe un munte cu oile. Audei un zgomot mare de se clătinau munții. Ce era? Se bătea Craiul Cerbilor cu Division, Craiul Șerpilor. Ce zice un păcurar, un cioban din aia doi? Măi, eu mă duc până acolo să văd ce e. Mă, nu te duce, unde să mergi tu acum noaptea? Ce poți face tu, om, la așa un lucru mare de se zguduie munții de vuiet și de vaiet? Orice ar fi și n-ar fi, eu mă duc. Mă, nu te duce, cine știe ce-o fi și nu te-o putea ajuta? Ei, zice ăsta la alta treia oară, eu mă duc. Își ia baltagul și pleacă. Când ajunge acolo, vede bătălia cea grozavă dintre Craiul Cerbilor și Division, Craiul Șerpilor. Șarpele înghițise pe cerb până la coarne și nu putea să-l înghită mai departe și murea acum cerbul în șarpe și șarpele cu cerbul în gură. Strigă Craiul Cerbilor, scapă-mă de moarte, că ți-o-i plăti ce-mi vei cere! Strigă și Division, Craiul Șerpilor. Cu jurământ îți spun că ți-o-i da tot ce-mi vei cere dacă mă scapi și tai coarnele la cerb. Strigă din nou Craiul Cerbilor. Scapă-mă pe mine, că ți-o-i plăti ce-mi vei cere, dar nu cu jurământ. Cu jurământ, strigă șarpele, eu îți voi da tot ce-mi vei cere, dacă tai coarnele la cer. Păcurarul putea să taie pe oricare. Stă el și se gândește. Mă, am să tai coarnele la cerb, că el n-a zis cu jurământ că îmi va da tot ce-i voi cere. Dă odată cu baltagul și retează coarnele cerbului. Merge șarpele într-o vale, bea apă și spune: Să vii la mine acasă, că ți-o-i plăti ce am zis cu jurământ. Cum îi puteai ține de dumneata, că dumneata când ai plecat ai și ajuns? Ei, dar pe unde mă duc, rad mușchiul de pe pietre și cojile de pe copaci și pe urma asta poți veni până la mine acasă. Păi merge păcurarul toată noaptea pe urma lui prin pădure până se face ziua. Ajunge într-o câmpie unde erau așa de multe oi, că nu li se mai știa numărul. Întreabă pe păcurari. Ale cui sunt oile astea? Ale lui Division, Craiul Șerpilor. Merge mai departe, vede o ciradă de boi, mândră și mare, că nu i se vedeau margine. Ai cui sunt boii ăștia? A lui Division, Craiul Șerpilor. Se întâlnește pe urmă cu o turmă de porci. Asta era mai aproape de casa lui Division, Craiul Șerpilor. El iar întreabă. Ai cui sunt porcii ăștia? Ai lui Division, Craiul Șerpilor. Dar merge acolo? Îi zice și porcarul. Păi l-am scăpat de la moarte că s-a bătut cu Craiul Cerbilor aseară și a zis că îmi plătește cu jurământ tot ce îi voi cere. Ei, să nu-i cer nimic decât lădița de după ușă, că dacă îi vei cere altceva te înșeli, dar așa hai să vezi că o să fie bine. Dar unde șade el? Ciocănește în stânca asta și se va deschide o ușă. Intră pe ea și hai să vezi mai departe. Merge păcurarul, ciocănește în stâncă, se deschide și dă de un castel cu 12 camere. În fiecare cameră, 12 mese și pe fiecare masă, 12 feluri de mâncăruri și de băuturi. Ei, ai ajuns, Ioane? Am ajuns. Atunci pun-te pe mâncat și băut până îi bea din 12 camere, de pe 12 mese și vei gusta din 12 feluri de mâncăruri și băuturi. Când îi ajunge în camera a 12-a, ai să dai de un pat pe care să te culci. Dimineața, când te vei scula, iar vei mânca pe rând venind încoace și când vei ajunge la ușă, îți iei și plata. S-a dus păcurarul, a băut, a mâncat și s-a culcat. Dimineața, când s-a sculat, a văzut că toate erau la fel, dar n-a văzut pe nimeni și n-a auzit pe nimeni. S-a pus iar pe băut și pe mâncat până a ajuns iar la ușă. Acum ce-mi cer, Ioane, pentru că m-ai scăpat de la moarte? Nu-mi trebuie nimic decât lădița asta de după ușă. Ei, dar ce-ți poate plăti lădița asta? Cerești tu altceva? Eu am herghelii de cai, cireți de boi, stân de oi, fel de fel de lucruri. Mie nu-mi trebuie decât lădița asta. A cerut-o de 3 ori și de 3 ori a zis Craiul Șerpilor. Ce te înșel cu lădița asta? A patra oară ciobanul zice. Dacă nu mi-o dai, apoi mă duc, rămâi în pace. Hai, ia-ți-o dacă așa ți-e noroc. A luat Ion lădița și a plecat. Când a ajuns acasă, a pus lădița după ușă. Ce să vezi?
În fiecare dimineață ieșea o fată mândră și frumoasă și făcea curățenie, aducea apă, făcea mâncare, dar la masă nu stătea niciodată. Se băga într-o piele de șarpe. Ea avea acolo mâncarea și băutura ei și nu se atingea de astea lumești. Cum să facă el să scoată fata din pielea de șarpe? A măturat în 7 seri gunoiul în casă și l-a strâns la ușă, nu l-a dus afară. A 7-a seară a făcut foc în cuptor. Fata s-a dus după apă și a mai zăbovit prin vecini unde era o nuntă și cânta muzica. Ea nu auzise vioare de când era și a stat și a ascultat. El a luat gunoiul cu pielea cea de șarpe din lădiță, le-a zvârlit în cuptor și a ars bine de tot. Când vine ea de la apă, pune cofele jos și dă să se bage în lădiță. Nu-i piele. Vai de mine și de mine! Ce mi-ai făcut? Vai de viața mea cum s-a trecut! Ascultă tu, fată! Eu nu te-am adus ca să te țin ca la taică tău în piele de șarpe. Te-am adus să-mi fii soție. Plânge ea, se tânguiește că acolo trăia ușor și binișor și i s-a dus viața ei în foc. Se necăjea toată ziua. Tatăl băiatului avea 7 porci și o trimite pe fată într-o seară să aducă porcii acasă. Fata, bucuria ei, că se poate duce la taică său să-i spună cum i-a luat bărbatul viața ei cea ușoară și bună și a făcut-o să rămâie pe lumea asta. A mers și a spus lui taică său, uite tată ce am pățit. Ce ai pățit? Mi-a luat pielea de șarpe și mi-a stricat viața mea cea dulce și ușoară. Bun, draga tatei, dar acum unde te-a trimis? M-a trimis după 7 porci. La mine să nu mai vii, până când nu vei avea ceva lipsă. Du-te la el, că te-a câștigat. Ești nevasta lui și el e bărbatul tău. Unde va zice să mergi, mergi. Unde va zice nu, nu. Se întoarce fata acasă, se așează pe gospodărie și se face o nevastă de treabă. Iată aude boierul din partea aceea că păcurarul putare are o nevastă cum nu mai era alta, mai mândră decât nevasta lui. Măi, trebuie să fac eu ceva ca să rămână nevastă sau bucătăreasă la mine. Am să-l chem să-mi plătească toate datoriile lui taicăsu și dacă nu o putea, îi iau nevastă. Trimite după Ion și îl cheamă la curte. Care-i porunca boierule? Ei, oare te-ai însurat? Da, boierule, m-am însurat. Acum ești cap de familie. Până acum a fost taică tău, care nu și-a plătit zilele de boieresc la mine. Trebuie să le plătești dumneata, ori cu lucrul, ori cu capul. Uite, am aici o giradă de grâu de 300 de care. Până mâine dimineață să-mi o treier, să maci în făină din ea și nevastă ta să-mi aducă o pâine caldă făcută de ea. Dar așa fel să-mi treier grâul, să nu-mi smintești vreun pai din loc. Cum vezi că e acum girada, așa să rămâie. Altfel, e gata viața ta. Cum să scot eu grâul din paie și să nu se miște niciun pai? Îl vede nevastă s-a cătrănit. Ce ești negăjit, bărbat? Ce ești supărat? Lasă-mă, femeie, că până acum a fost viața mea. Spune-mă-i și mie. Și spune el ce-i poruncise boierul. Taci, băi, că mă duc la tata și îl voi întreba pe el că trebuie să știe a face ceva. Nu te supăra până nu-mi vedea. Hai, pleacă ea la taică-su. Bună seara, tată! Să trăiești fata tatei, care-i lipsa? A trimis boierul după Ion să meargă să-i treieră o giradă de grâu de 300 de care și să scoată grâul din paie fără să le smintească din loc. Se poate lucrul ăsta? Da, se poate. Du-te și ia biciul cela din cui cu 4 crengi și îl dă. În seara asta să pugnească cu el în 4 colțuri de lume că or veni treierători. A luat fata biciul și l-a dus lui bărbatul său. L-a luat Ion și a pugnit în 4 colțuri de lume de 4 ori și au venit toți șoarecii din toată lumea. Ce poruncești, domnul nostru? Ce voiești, stăpânul nostru? Să-mi scoateți grâul ăsta din giradă, dar nu cumva să-mi smintiți vreun pai de la locul lui, că pe toți vă omor cu biciul. Se bagă șoarecii din toate laturile și fiecare lua câte un grăuncior de grâu și venea cu el în bot. Au intrat și au ieșit de 2 ori și au făcut o movilă cât casă. Ia, mai băgați-vă și a treia oară, poate a mai rămas ceva. Intră șoarecii a treia oară, dar n-a ieșit decât unul cu un grăunte în gură, ceilalți nimic. Ei, tu ești mai cu noroc, du-te și-l mănâncă și duceți-vă care de unde ați venit. Ia el un săculeț cu grâul, duce o moară, macină, face nevasta o pâine și o duce caldă boierului a doua zi dimineață. O vede boierul. Măi, că mândră mai e și frumoasă! Se duce la giradă, vede că e întreagă, vede și grâul, n-are ce zice. A făcut bărbatul tău ce i-am zis, dar să vină mâine la mine că am să-i dau altceva de lucru.
Se duce ciobanul la a doua zi. Uite mă, Ioane, ai tăierat girata de grâu, dar trebuie să-mi faci o moară de piatră la care să nu se cunoască piatră pe piatră unde-i pusă și cu 12 perechi de pietre pentru măcinat. Până mâine dimineață să fie gata. Să maci în grâu la moara asta și să-mi facă nevastă-ta altă pâine și să mi-o aduc. Alt necaz. Pleacă omul mai supărat acasă. Îl întreabă nevasta. Ce te necășești, bărbat? Ce te-ai supărat? Dă-mi pace tu, femeie, că acum e mai mare lucru decât celălalt. Lasă, bărbat, nu te supăra, că și așa trebuie să mă duc la tata să-i duc biciul. Și l-a întrebat dacă nu știe el ceva și de data asta. Nu te mai supăra înainte. Și spune el atunci toată povestea și pleacă ea la taică-său. Bună seara, tată! Să trăiești, dragă tată! Uite, ți-am adus biciul înapoi și boierul iar mai vrea ceva. Ce vrea? Și spune fata porunca boierului. Nu-i nimic. Ia biciul cel cu trei crengi și pune-l pe celălalt la loc în cui. Zilul o să pocnească în trei colțuri de lume, că ori veni meșter și ori face moara. Dar să nu se sperie de ce va vedea. A luat fata biciul și l-a dat lui bărbatul. Se duce pe curarul seara și pocnește de trei ori în trei colțuri de lume. Au venit din toate părțile niște oameni negri, fioroși, fiecare cu meseria lui. Care cu sapa, care cu ciocanul, care cu dalta. Ce poruncește domnul nostru? Ce voiește stăpânul nostru? Să-mi faceți aici o moară de piatră, să nu se cunoască unde e pusă piatră pe piatră și cu 12 perechi de pietre. Până la miezul nopții să fie gata, să meargă moara. Așa a fost. La 12 noaptea mergea moara, de numai flacără de foc mergea pe unde venea făina. A luat Ion un săcuț de grâu, l-a măcinat și a dus făina nevestei. A făcut femeia pâine și a dus-o dimineața boierului, caldă, scoasă din cuptor. A mâncat boierul, dar cu noduri. Crăpa de ciudă că a făcut-o Ion și pe asta. Două lucruri a făcut bărbatul tău. Să vie să-l facă și pe al treilea. Ce să-ți mai facă, boierule? Să meargă să-mi aducă inelul de aur din degetul mic al tatei din fundul iadului. Dacă nu mi-l aduce, atunci vei fi bucătărea sa mea. Dacă face și asta, s-a plătit de tot. Se duce acasă și spune lui bărbatul său. Uite, bărbate, a poruncit boierul să mergi până la el. Se duce ciobanul, ce să fac? Măi, Ioane, ai făcut două lucruri, dar trebuie să mai îmi faci unul. Ce fel de lucru? Uite, tata a avut un inel de aur pe degetul mic. Să te duci în fundul iadului, să mi-l aduci. Atunci suntem pe pace. Se duce omul acasă, ocnă de supărat. Iar îi zice femeia. Stai, bărbate, să vedem ce o zice tata când îi duc biciul. A mers, ea a adus biciul cel cu trei crengi și spune lui taică-său. Uite, tată, ce poruncă i-a mai dat boierului bărbatul meu. Să se ducă în fundul iadului și să-i aducă inelul de aur din degetul cel mic al lui taică-său. Du-te și spune așa. Să-și ia cu el 40 de țăruși, niște cuie așa mai mititele, un metru de măsurat, o cofă cu aghiazmă, un șomoioc de busuioc și să vie pe aici, pe la noi, și l-a îndemnat să meargă până în fundul iadului. Ei, și să-și ia și o cădelniță cu tămâie. Și fuge fata acasă și spune. Își ia Ion tot ce-i spusese socrul său și pleacă la el. Ai ajuns, Ioane? Am ajuns, socrule. Ia fânul ăsta, scutură-l pe câmp și încalecă pe calul care îți va veni, că te duce acolo cât ai bate din palme. Boierul îi dăduse timp de o săptămână să meargă până acolo. Când ajungi în iad, te așezi pe metru și măsori. La fiecare metru, bați un țăruș și spui dracilor că faci o mănăstire de 40 de cozi de largă și de 40 de cozi de înaltă. Ei nu te-au lăsat să faci acolo și ți-au dat tot ce ceri. S-a dus Ion pe câmp și a scuturat fânul. Îndată a venit un cal și a încălecat pe el. Cum a încălecat, a și fost în iad. Cum a ajuns, a prins, a măsurat cu metrul și la fiecare metru bătea câte un țăruș, tămâia și dădea cu aghiazmă și cânta popești. S-au strâns toți dracii din iad. Măi, omule, ce vrei? Ia el nimic. Îi dădea înainte. Doamne miluiește, Doamne miluiește! Și tot cădălința ca popi. Ce vrei, omule, ce cauți? Uite, îmi fac o mănăstire aici de 40 de metri de largă și de 40 de metri de înaltă. Mă, tu ești nebun? Aici nu s-au făcut mănăstiri de când e lumea, că aici e lug de iad.
du-te și fă-o pe lumea albă, că îți dăm și noi ajutor. Și nu mai umbla pe aici cu lucruri de astea. El îi dădea zor înainte. Măi, tu n-auzi? Nu ne mai fă necazuri pe aici. Cere ce-i cere, că ți-am dat ce vrei. Ei, dați-mi inelul boierului cu tare. Păi de ce n-ai spus mai de mult? Dăduse focul la o căldare. Caută acolo și aduce inelul. Scutură el, fânul nu vine calul. S-apucă iar de măsura, de bătut țărul și de cânta popește. Ce faci, omule? Nu ți-am dat ce ai cerut? Du-te de aici. M-aș duce, dar nu vine calul și fac chiar mănăstirea. Stai, de ce nu mi-ai spus? Strânge sculele și du-te. I-a adus calul. A încălecat omul pe el și a treia zi s-a dus la boier cu inelul. Când a văzut boierul că i-a adus și inelul, a crăpat de ciudă. Și a rămas toată gospodăria lui păcurarului. Și el a trăit fericit cu nevasta lui până la sfârșitul vieții. Hai, să o punem cu un cui, ca alta nu-i. Pa, pa, pe data viitoare!